Dacă vrei să ai acces la PDF-ul care te va ajuta să înveți pentru examen cu scenariul, animații adăugate și cele mai importante informații, poți să îți activezi funcția de membru și în secțiunea de comunitate a canalului ai linkul către document. O să începem o nouă serie în care o să vorbim despre fiecare domnitor în parte. Primul episod este despre Mircea cel Bătrân. Ca să înțelegem contextul în care ne aflăm, trebuie să vorbim despre situația politică europeană în secolul al XIV-lea și la începutul secolului al XV-lea. Ungaria ajunge o mare putere în timpul regelui Ludovic cel Mare, statul maghiar devenind unul din factorii politici cei mai importanți ai luptei împotriva expansiunii otomane. Otomanii își începe expansiunea într-un moment în care statele balcanice erau divizate, după ce ocupă Galipoli în 1354 și se instalează definitiv în Europa, turcii otomani începe expansiunea rapidă în Balcani. În alianțele statelor creștine formate pentru a opri expansiunea otomană, țările române au jucat un rol important. Domnii români, când în alianță, când pe cont propriu, susțin apărarea lumii creștine. Primul dintre aceștia a fost Mircea cel Bătrân. Mircea cel Bătrân ajunge să aibă sub a sa stăpânire un teritoriu vast și îl organizează sub o formă centralizată cu capitala în primă fază la Curtea de Argeș. Ca domn, acesta decide să își consolideze statul prin construirea unor serii de cetăți pe Dunăre cu rol defensiv, Chilia, Giurgiu, Darstor și Turtucaia, dar și mănăstiri precum Cozia cu un rol religios, cultural, dar și defensiv. În perioada domnirii sale, țara românească atinge cea mai mare întindere de până atunci. Acest lucru a atras ostilitatea regelui maghiar Sigismund de Luxemburg, în urma ocupării domnitorului român, a banatului de Severin, Almașului și Făgărașului. Din această cauză, pentru a preveni o acțiune ostilă din partea Ungariei, Mircea încheie un tratat de alianță cu regele Poloniei, Vladislav Jagiello, în 1390 la Lublin. În urma acestui tratat, cei doi își promiteau ajutor militar, mai ales împotriva Ungariei. Preluarea Dobrogei 1388-89, prin sprijinul acordat sârbilor în bătălia de la Câmpia Mierlei sau Kosovopolie, l-au adus pe Mircea în conflict cu otomanii. Creșterea pericolului otoman l-a determinat pe Mircea să-și orienteze politica externă spre Ungaria, care era amenințată la rândul ei de Imperiul Otoman. În urma tratatului de la Brașov, la 7 martie 1395, îi este recunoscut Făgărașul și Severinul, domnitorului român, și este încheiată o alianță anti-otomană. O puternică armată otomană, condusă de sultanul Bayazid, îl atacă pe domnul Valah. Se știe faptul că Bayazid a pătruns în țara românească, prin vest, venind din Banat. În această campanie n-a existat doar o singură bătălie, Rovine a fost doar locul cele mai importante lupte. Mircea cel Bătrân a reușit să îi oprească pe otomani prin atacuri repetate și hărțuirea turcilor. Bătălia cea mai importantă se dă la Rovine, cum am menționat, pe 10 octombrie 1394 sau alte surse, 17 mai 1395. Cronicile nu oferă prea multe informații istorice cu privire la desfășurarea exactă a bătăliei. Victoria obținută de Mircea consolida independența țării românești. Această luptă nu a fost una decisivă, Bayazid reușind să se retragă la sud de Dunăre cu armata intactă, ca apoi să se întoarcă cu forțe și mai mari, reușind să-l pună domn pe Vlad Uzurpătorul, cu ajutorul boierimii care era speriată de un posibil război îndelungat cu Imperiul Otoman, și să-l forțeze pe Mircea să se retragă în Transilvania. Cu toate acestea, victoria de la Rovine nu a fost în zadar și a condus la organizarea unei cruciade anti-otomane, la care va lua parte și Mircea, fiind fidel cauzei creștine. Confruntarea decisivă s-a dat la Nicopole, septembrie 1396, și s-a încheiat cu victoria turcilor, astfel pericolul otoman menținându-se la Dunăre. Cu ajutorul voievodului Transilvaniei, Mircea recuperează teritoriile pierdute după bătălia de la Rovine. După moartea sultanului Bayazid, Mircea cel Bătrân se amestecă în luptele pentru tronul Imperiului Otoman, perioadă care se dovedește a fi prielnică pentru țara românească. La sfârșitul domniei lui Mircea cel Bătrân sau în timpul domniei urmașului său Mihail,
campaniile lui Mehmet I determină pierderea cetăților Turnu și Giurgiu, de unde puteau controla țara românească și vor impune statut vasalic statului muntean.